Cei care țin postul Crăciunului au avut dezlegare la pește, astfel că pescăriile și restaurantele de profil au fost pline. Cei care nu au vrut să iasă în oraș au cumpărat pește și l-au pregătit acasă după pofta inimii. Totuși, vânzările au fost mai scăzute față de anii trecuți, spun comercianții. Prețurile variază între 20 de lei kilogramul pentru carasul de baltă, 33 de lei crapul, 22 de lei chefalul de marea neagră și până la 630 de lei kilogramul de icre crude de știucă. Și în piețe a fost agitație. Oamenii au fost atenți la prețuri și și-au cumpărat cu măsură. Doru Stoica, comerciant: nu au fost vânzări deloc. Lumea ia foarte puțin. În loc de 5 pești, ia 2. Noi aruncăm foarte multă marfă. Anul ăsta a fost foarte greu. Importul este foarte scump, totul vine foarte scump și oamenii nu mai au bani. Cei care n-au vrut să gătească au mers la restaurant. Păstrăvul a fost vedeta din farfurie. Prins direct din bazinele cu apă de munte, a ajuns pe grătar și în farfurii, stropit cu mujdei din plin. Roxana Ștefăniță, proprietar restaurant: fiind dezlegare la pește, am pregătit un păstrăv la grătar cu garnitură de mămăliguță și sos de usturoi. Avem o păstrăvărie aproape de noi și ne-am aprovizionat. Suntem pregătiți și vă așteptăm să servim specialitatea casei. Alții au comandat pentru acasă. Elie Chiosovan, bucătar: în perioada asta merge cel mai bine crapul, bibanul, burgerii care sunt cei mai căutați. Se poate servi cu saramură, mămăliguță, cartofi naturi, legume. Un vin rozet de misec se potrivește perfect. Sunt căutate și platourile de pește cu salate și icre. Potrivit Institutului Național de Statistică, un român mănâncă în medie 6,6 kg de pește anual, cu 2 kg în plus față de acum 10 ani. Familiile cu venituri sub medie cumpără însă carne sau pește ocazional și în cantități din ce în ce mai mici, relatează știrile ProTV.ro.